Bună ziua, dragi telespectatori ai SCTV! Într-una dintre emisiunile anterioare am avut ocazia de a-l cunoaște puțin mai bine, puțin mai de aproape, pe sportivul, boxerul, omul Lucian Bute. Maratonul continuă, țineți aproape! Lucian, anii au trecut, ți-ai apărat centura de 9 ori. A venit momentul 2012 când ai pierdut centura într-un meci împotriva lui Carl Froch. Cum vezi acum, după ceva ani, acel moment? Da, un moment foarte greu pentru mine atunci, la vremea respectivă, în 2012, dar am luat această decizie să merg în Anglia, cu toate că eram campion mondial și mi-ar fi permis situația să mă apăr centura aici la Montreal. Normal ar fi trebuit ca challengerul pe nume Carl Froch să vină aici la Montreal. Ceea ce n-a acceptat. Regret această decizie. O regret acum. Atunci nu am regretat-o și atunci. Asta până să întâmple meciul. Pentru că am crezut în potențialul meu și am fost convins că îl pot bate și la el acasă. Și am făcut acest pas. De aceea m-aș acceptat. Am zis, ok, nu vrei tu să vii aici în Canada? Vin eu la tine. Vin în muntele la Mahomet. Și atunci am venit, mi-am propus să merg eu acolo în Anglia la el acasă. Și cred că a fost o mare greșeală din partea mea. Și de ce spun acest lucru? Nu caut scuze și nici n-am făcut-o public. Cred că o singură dată am vorbit despre acest subiect și nu vreau să caut scuze oarecum. Dar înaintea meciului cu Carl Froch, eram în cantonament în Florida, aveam o problemă foarte, foarte gravă la mâna stângă, eram foarte lovit, aveam fractură, mâna fracturată. Am făcut tratament, mai erau 3 săptămâni până la meci și eram sub tratament, luam antiinflamatori și așa mai departe. Am ajuns în Anglia și ghinionul a fost să fie că mi s-a infectat piciorul, degetul mare la picior. Mi s-a infectat și cu 10 zile înainte de meci aveam un deget foarte, foarte mare. Eram plin de infecție. Am luat antibiotic până aproape în perioada când s-a apropiat meciul. Imediat înainte. Aș fi avut toate circumstanțele, toate motivele să pot amâna acel meci. Nu era o problemă să zicem, ok, s-a întâmplat, s-a accidentat, e o problemă, amână meciul peste o lună, două și mai departe, că nu sunt capabil. Eu, orgolios de fire, am zis că indiferent ce să fie, boxez, că o să-l bat și așa. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Nottingham în Anglia. Am pierdut acel meci, am pierdut centura. A fost o înfrângere usturătoare, a fost o înfrângere care... Și a urmat o perioadă dificilă. O perioadă foarte dificilă pentru mine. Moral, psihic. Da, da. Așa este. Dar iată, la momentul actual, exact, vorbim de trecut. Au urmat alte câteva meciuri care te-au relansat în cursa pentru recucerirea centurii. În 2015 și în 2016 ai avut două meciuri care ar fi putut să se soldeze cu recucerirea centurii. Lipsea așa poate foarte puțin a lipsit. Foarte puțin a lipsit în acel meci la Quebec City cu James DeGale, care este considerat unul dintre cei mai buni la categoria super mijlocie în momentul de față. El a venit aici foarte, foarte sigur pe el și făcând declarații stânga și în dreapta că o să mă termine în 2-3 reprize. În schimb, meciul a fost... La un moment dat că nu decizia este problema, ci în cât timp va... Exact. Asta a fost un joc psihologic mai mult din partea lui. A încercat o intimidare, dar la ora meciului și-a dat seama că lucrurile nu stau chiar așa. Vă pot spune că cei din Anglia, de la el de acasă, Sky Sport, când s-a terminat meciul, aveau meciul egal.
Era 114 și 114. A fost un meci foarte, foarte echilibrat, care putea fi o victorie de partea mea, așa cum a fost și de partea lui. Dar publicul și fanii, atât aici în Quebec, cât și în România, și-au dat seama că încă nu mi-am spus ultimul cuvânt în box, pentru că am boxat la un nivel foarte, foarte înalt cu unul dintre cei mai buni boxiori. Și atunci, chiar dacă am pierdut acel meci, lumea m-a încurajat și a venit să mă susțină în continuare. Ca drept dovadă, doar peste câteva luni după acel eveniment, am avut iarăși o ofertă pentru titlul mondial cu Badu Jack. Iarăși am boxat la el acasă în America și, după cum bine știți, A a fost fost un meci, un o meci nul. decizie nulă, ceea ce înseamnă să boxezi cu doi campioni mondiali, unul după altul, considerați cei mai buni la categoria respectivă în momentul de față, și să faci un meci echilibrat și cu unul meci nul, înseamnă, cred că înseamnă, pentru cunoscătorii boxului și cunoscătorii sportului, Sportului în general, da. Nu este e o ușor performanță, să o performanță foarte, foarte mare pentru mine să competiționez la același nivel cu campionul mondial. Așa cum ai spus, ești și un pic cam încăpățânat și orgolios și asta te-a ajutat probabil să nu Să nu, cedezi. absolut. Însă după meciul nul cu Badu Jack, care a fost în sine o veste, un rezultat meritoriu, o veste bună, a urmat o veste deloc plăcută, Da. care iarăși Intuiesc ca... că e Da. exact ceea ce vrei să spui și ceea ce vrei să mă întrebi. Într-adevăr, a fost un șoc pentru mine. Faptul că am căzut un test Antidopaj. antidopaj după acel meci, știindu-mă un sportiv curat, am 22 de ani de carieră în spate, am făcut teste de nenumărate ori. Foarte multe teste. Chiar la meciul cu The Gale am făcut 9 teste. De 9 ori în timpul cantonamentului au venit acasă dimineața la mine, au venit la sală, au venit peste tot. Deci, inopinant au fost testele făcute. Nu s-a pus problema niciodată. Și cu Jean Pascal, când am boxat, și nenumărate ori am fost testat. Deci sunt adeptul sportului curat. Eu n-am trișat niciodată, n-am câștigat titlul mondial sau meciuri Pentru că ai fi pentru că am trișat. Eu am muncit. ocolit, Eu da. am muncit, eu am sacrificat ore, timp în sala de antrenament și am muncit foarte, foarte mult. Și asta e rezultatul, asta e cheia rezultatului și performanțelor mele. E Cum ai munca trăit din acele sală. A fost un șoc pentru mine, pentru că 6 luni aproape am de... căzut acel test. Nu înțelegeam de unde, pentru că știam că în sufletul meu și în subconștientul meu știam Nu ai că făcut nu nimic, am făcut da. nimic ilegal. Dar acum îmi făceam fel și fel de, îmi puneam și fel și fel de întrebări. Cineva din anturaj, cineva mi-a pus ceva mâncare, cineva mi-a pus ceva băutură. Nu puteam să-mi închipui ce s-a întâmplat. Sau la restaurant. Pur și simplu eram foarte, foarte, foarte șocat de această veste și nu știam de unde. În momentul respectiv am adunat toate suplimentele pe care Și a început le-am să citește și ce am început să conțin în le fiecare. elimin, am început să văd exact despre ce e vorba. Zic, dom'le, eu am luat aceste suplimente care sunt complet legale, care sunt pe piață, care sunt testate, care nu e nimic ilegal. Eu am luat vitamine, suplimente de recuperare, de refacere. Și atunci le-am dat la un avocat, le-am testat, le-am dus la un laborator să le testeze și așa am descoperit că unul din acele suplimente care era legal, care era pe piață, ca și la vânzare fiind legal, a fost contaminat într-un laborator unde a fost fabricat, în laborator din America. Care Cei de era acolo, cantitatea, foarte mică, cantitatea era era... foarte, foarte mică, ceea ce și-au dat și ei seama de acolo, Nu cei de putea la... să fie vorba de o cantitate Nu, care să influențeze... se vedea clar că exact performanța și a fost niște un tras, cum spunem noi, a fost foarte, foarte puțin cantitate în acel produs, ceea ce a dus la rezultatul
cei de la Comisia Atletică din Washington au ținut cont pentru că am adus probe, am adus hârtii, Circumstanțe circumstanțele cum au fost, cum s-a atenuante. întâmplat, pentru că cei de la laboratorul respectiv care au produs acel supliment, care l-au fabricat, au contaminat suplimentul, au ținut cont de acest lucru, a fost o suspendare, între ghilimele, retroactivă de la data meciului și în noiembrie anul trecut deja trecuse cele 6 luni Lucian, și mi în s-a toată suspendat. perioada asta, cum ai simțit publicul? Ai simțit o schimbare în atitudinea Da, am publicului, schimbit, oamenii de pe stradă, eu știu. am I-ai simțit. simțit aproape de tine, pe unii ai simțit poate uitându-se un pic mai cu Exact, neîncredere. exact. Pe unii am simțit aproape, pe unii am simțit uitându-se la mine, privindu-mă suspicios. Și Cu un asta semn de doare. întrebare. Oare e adevărat? Oare ai luat ceva? Te-ai dopat? Ai luat ceva Schimbarea ilegal? de atitudine doare Doare când se foarte uită mult. cineva la tine Doare cu... foarte mult, pentru că eu, în sufletul meu și în interiorul meu, știam că sunt nevinovat. Asta m-a făcut să depășesc acel moment și să trec mai departe. Pentru că eu știu că nu am luat nimic. Eu știu că n-am trișat. Atunci când mai sunt unii, doi, unu, doi, trei, patru care își dau cu părerea și te condamnă sau își dau cu presupusul Emit că și opinii. așa mai departe, e viața lor, e opinia lor și așa mai departe. Viața merge înainte. Eu, în sufletul meu, știu că nu am greșit, știu că nu am trădat acest sport, știu cât am muncit, știu cât muncesc și de aceea merg pe stradă și astăzi capul sus și pot să privesc pe fiecare în ochi și să răspund la orice întrebare, pentru că eu nu sunt vinovat cu absolut nimic. Eu nu am trișat. Lucian, tu ești un adevărat campion. A fi campion presupune și o tărie morală, o tărie de caracter, care te ajută să treci peste obstacole, pentru că în viața unui campion nu există doar Everesturi, mai există și munți și băi, și munți mai mici, băi mai mari. Le-ai trecut pe toate și iată-ne iarăși în postura de aspirant, potențial aspirant la un meci de centură de campion mondial. Da, e adevărat. Următorul meci care va fi pe 24 februarie la Quebec City va fi un meci foarte important pentru mine din mai multe puncte de vedere. Unul este faptul că este titlul de aspirant obligatoriu. Câștigătorul acestui meci va deveni challenger la titlul mondial, la centura mondială WBC pe care o deține Adonis Stevenson în momentul de față, care e campion mondial. Va fi centura WBC Silver, va fi în joc la acest meci. O centură sub cea de titlu mondial. Un adversar neînvins. Îl voi înfrunta pe 24. Alvarez este neînvins, are 22 de victorii, nicio înfrângere. Este mai tânăr decât mine. O dorință foarte mare să ajungă să-și îndeplinească Însă presiunea probabil este pe umerii lui, totuși. Mai mult decât pe mai tine. mult, într-adevăr, pentru că el, în momentul de față, este deja aspirant obligatoriu. Este numărul unu clasat în momentul de față. El își pune în pericol postura lui de challenger. Și pentru asta îl respect și îi dau credit foarte mare pentru că a acceptat o luptă cu mine din această poziție. Pentru că foarte bine, mersi, ar fi putut să aștepte și să ducă direct în meci pentru titlul mondial. Lucian, ce atur crezi că ai împotriva lui Alvarez? Știți cum e, faptul că am urcat o categorie, pentru mine cred că este un dezavantaj. Și spun acest lucru pentru că Alvarez este un semigreu natural. El are deja undeva la 995 de pounds în momentul de față. Este mult mai greu decât mine. Este natural semigreu. Eu urc de la supermijlocie. Asta va fi un avantaj pentru el. Va fi mult mai mare decât mine în ring. Dar de partea mea cred că este experiența. Sunt cele 13 meciuri pentru titlul mondial Pe care deja care le-ai. le-am avut și am boxat cu centura pe masă.
viteza de execuție, faptul că sunt stângaci poate fi un avantaj pentru mine și cred eu că munca, seriozitatea, anduranța pe termen de 12 reprize, cred că pot fi un avantaj pentru mine. Eu pot specula acest atu și acest bagaj al meu, experiența de acelor meciuri mari pentru mondial, cred că va fi un avantaj pentru mine. Dincolo de ring, așa cum am mai spus, există un om, Lucian Bute, care se implică în societate, în comunitate, care este prezent și la biserică. Cum vezi tineretul actual în această lume în care challenge-urile nu mai sunt să faci un sport de performanță neapărat, challenge-urile sunt de altă natură decât cele pe care le-ai avut tu E sau adevărat, noi? cu tristețe privesc aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, lumea a evoluat. Noi am evoluat, toți am evoluat. Nu mai suntem ca pe vremea comunismului, când nu aveam acces la informație, nu aveam televizor, nu aveam telejurnalul doar o oră sau 2 ore. Acum avem acces la orice informație. Avem internet, avem telefon, avem laptop și mai departe. E trist dintr-un punct de vedere pentru copii. Văd astăzi copii de 4-5 ani cu telefonul în mână sau cu tableta și nu se mai mișcă din Interesul birou. pentru mișcarea Pentru fizică a scăzut sport dramatic, da. nu mai văd copii în parc alergând, nu mai văd la școală. Faci o oră pe săptămână sport, ceea ce e trist să vezi acest lucru că se întâmplă în școli. Eu îi îndemn și îi rog pe toți copiii sau părinții să-și îndrume copiii către sport, pentru că un sport, în primul rând, de sănătate curată Mens sana in corpore. și, în al doilea rând, te educă, îți O creezi o disciplină. disciplină, știi să respecti un program. E o educație foarte, foarte importantă prin sport. Și îi îndemn pe toți părinții care au copii să-i îndrume către un sport. În momentul acesta, ești primul care dai exemplu și ai deja câțiva discipoli, câțiva tineri pe care încerci să-i îndrumi, să-i ghidezi în. Eu sunt conștient de faptul că în curând cariera mea se va termina, cariera mea de boxer activ. Am 36 de ani, mâine poimâine fac 37. Mulți înainte. Mulțumesc. Nu vreau să ajung să îmbătrânesc, cum spuneam, să îmbătrânesc în box, să ajung să pierd la toți copiii care vin din spate și viitorii campioni. Cred că sper să am tăria și putere de caracter și decizie să spun stop când trebuie. Când simt că nu mai merge și nu mai cred în potențialul meu și simt că nu mai pot, să am puterea să mă opresc Să și să trecem la mă, o altă etapă exact, până la. să mă îndrept către altceva. Am 22 de ani de zile de când sunt în acest sport. Cred că am acumulat destulă experiență ca să o pot împărtăși și altor copii. Deja am 2 copii, 2 frați din America, din tată român și mama poloneză, dar născuți în America, doi copii, 21-22 de ani, cu un potențial foarte, foarte mare, foarte talentați, pe care i-am luat aici, la Montreal, sub îndrumarea noastră și îi ajutăm să facă performanță. Deja am un plan să merg în România să văd ce alți sportivi mai pot racola și să-i aduc aici, să le ofer Să le deschizi să le deschid același drum, poate pe o cale, care, da, absolut, exact. pe care alții Mi-au deschis-o mie nu le-au la deschis vremea ție. respectivă. Lucian, indiferent ce s-ar întâmpla, am observat că ești foarte mândru de ceea ce ai făcut. Tot ce ai făcut, ai făcut prin mult efort, muncă cinstită. Vei continua, probabil,
să existi în lumea boxului, să transmiți ceea ce ai acumulat până acum. Însă, până atunci, revenim la meciul din 24 februarie. Îți dorim mult, mult, mult succes și invităm pe toți românii, și nu doar pe români, să vină să te susțină. Te rog să inviți și tu la rândul tău, 24 februarie Eu vă 2017, mulțumesc Quebec. pentru invitație. A fost onoare și o plăcere să vin la emisiunea dumneavoastră, să fiu în studio. Într-adevăr, va fi un meci foarte important pe 24 februarie pentru mine. Un mic obstacol pentru a avea șansa să mă bat iarăși într-un meci pentru mondial. Cu această ocazie vă invit să fiți alături de mine, să mă susțineți, să mă încurajați. Fie în fața televizorului, fie la Center Bell, fie la Center Videotron, prezenți la meci, să mă susțineți, să mă încurajați și să credeți că am potențial și șansa să redevin iarăși campion mondial. Un obstacol pe 24 și apoi vă voi boxa pentru centura mondială. Vă mulțumesc și vă aștept pe 24. Lucian, îți mulțumim pentru prezența în studio, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai spus. Am aflat, am reușit să dăm publicului informații, dacă vrei, pe care sau să afle, să te cunoască un pic mai bine și sperăm ca de aici înainte să nu mai auzim decât de campionul Lucian Bute. Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată și vă aștept pe 24. Mulțumesc! Dragii noștri, vă mulțumim pentru atenție. Încă o dată vă invităm pe 24 februarie la Centre Vidéotron, Quebec. Go, Lucian!